Bună seara, sunt Sorina Obreșa și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Procuratura Generală a publicat imagini cu momentul în care Andrei Brăguță este bătut crunt de deținuții din celulă, totul sub privirile polițiștilor. Eugen Sturza este noul ministru al apărării, a semnat decretul de numire Adrian Candu, care a fost pentru 25 de minute președinte interimar. Comuniștii își îndeamnă susținătorii să participe la referendum împotriva lui Dorin Chirtoacă. Tatăl tinerii care a omorât cu mașina 5 oameni la Harkov și a cerut scuze de la rude, chiar dacă omul de afaceri susține că vinovat de accident ar fi și șoferul celeilalte mașini. Imagini cu momentul în care Andrei Brăguță este bătut crunt de deținuții din celulă au fost publicate astăzi de Procuratura Generală. Scenele revoltătoare se întâmplă sub privirile polițiștilor, care nu au mișcat un deget ca să oprească încăirarea. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Bărbatul întins la podea, bătut fără pic de milă, este, spun oamenii legii, Andrei Brăguță, cel care 10 zile după momentul surprins de camerele de supraveghere va muri, potrivit procurorilor, de pneumonie. Au fost stabiliți 4 fracturi de coaste. Aceste vătămări corporale corespund gradului de vătămări corporale medii și nu sunt în legătură cauzală cu deces. Din imaginile publicate astăzi de procuratură se vede cum Andrei Brăguță, vă amintim că era reținut pentru că a depășit limita de viteză, este lovit cu pumnii și picioarele, târât dintr-o parte în alta și apoi lăsat să zacă, aparent fără cunoștință. O altă cameră de supraveghere a surprins polițiștii care urmăresc scena prin vizorul ușii. Unul dintre ei intră în celulă, îl privește nepăsător pe tânărul bătut cu cruzime și iese fără să schițeze vreun gest care vrea să intervină. Pe lângă faptul că a fost lovit de nenumărate ori, tânărul a fost umilit în ultimul hal. Perioada în care el s-a aflat în detenție, practic el nu a dormit deloc, el nu s-a odihnit, nu a consumat alimente. A dormit într-o celulă care nu avea saltea, tot în acest timp fiind dezbrăcat, tot în acest timp a consumat apă din viceu pentru că lui nu-i suferea. Primarile sunt din ziua dintre 15 și 16. Procurorii susțin că au încheiat urmărirea penală și au transmis dosarul în judecată. 3 polițiști și 4 deținuți vor compărea în fața judecătorilor și astăzi, ca și acum 2 luni, anchetatorii spun că Brăguță a murit din cauza loviturilor. Brăguță s-a aflat într-o celulă fără saltea, fără plapume, fără haine și respectiv s-a îmbolnăvit de această bronhopneumonie care de fapt a debutat pe data de 21 și s-a dezvoltat foarte repede ca 4 zile să vină deces. Inspectorii din izolatorul în care Brăguț a fost bătut sunt în arest la domiciliu, iar deținuții sunt cercetați în arest preventiv. Aceștia riscă de la 8 până la 15 ani de închisoare. Despre cazul lui Andrei Brăguț am aflat pe data de 29 august de la rudele sale disperate. Мы хотели бы выяснить, как молодой парень в возрасте 32 лет за банальное, может быть, на мой взгляд, превышение скорости мог погибнуть в СИЗО. Am aflat ulterior că Andrei Brăguță fusese reținut pentru că s-ar fi luat la harță cu polițiștii, care l-au oprit pentru depășirea vitezei. Murise la 10 zile de la arest, iar rudele au fost anunțate cu o întârziere de 3 zile. Сначала говорили сердечная недостаточность, потом воспаление легких в заключении. Inițial zgârciți în declarații, oamenii legii au prezentat detalii noi pe parcurs. Ne-au anunțat după 2 zile că Andrei Brăguță a fost reținut la Chișinău, după ce a fost urmărit de la Orhei până în capitală și a insultat polițiștii. Apoi, procurorii au cerut mandat de arest pe numele lui, fără să țină cont de faptul că avea probleme psihice. Ulterior au fost publicate și imagini care să ne convingă că Brăguță era agresiv. Pe 1 septembrie, mai mulți angajați au fost suspendați, iar câteva zile mai târziu au fost reținuți 3 polițiști și 4 deținuți. După mai multe investigații, avocații de la Promolex spuneau că autoritățile ar fi știut despre tulburările psihice ale bărbatului, însă ar fi refuzat să le ia în considerație. Judecătorul Iurie Obada, care a emis mandatul de arestare pe numele lui Brăguță, se întâmpla după bătaia crâncenă din izolator și a justificat decizia prin faptul că s-a gândit la securitatea tânărului. Eu l-am închis, mă rog, penitenciar, dar nu de moarte.
și de sub supraveghere permanentă. Acolo poate să ia acord de ajutor medical. În dimineața zilei de 13 septembrie, procurorul general Eduard Harujen a cerut ca procurorul și judecătorul care au emis mandat de arest pe numele tânărului să fie sancționați. În acest sens încă nu a fost luată o decizie. Procedurile încă sunt pe rol. Joi va avea loc prima ședință de judecată preliminară în cazul lui Andrei Brăguță. Eugen Sturza este noul ministru al apărării. Astăzi el a depus jurământul la reședința de stat în prezența lui Adrian Candu și a lui Pavel Filip. În locul lui Igor Dodon, decretul a fost semnat de președintele Parlamentului, care pentru numirea ministrului la apărare a fost președinte interimar timp de 25 de minute. Jur. Să-mi doresc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. Ceremonia a avut loc la prânz la reședința de stat. Primul a venit Eugen Sturza, care a fost nevoit să-l aștepte minute bune pe președintele Parlamentului, dar și pe premier. Adrian Candu, care a fost președinte interimar pentru 25 de minute, a semnat decretul de numire a ministrului apărării. Președintele Parlamentului, domnul Adrian Candu. Eu intenționez însă să privesc partea plină a paharului și sper că pe viitor să nu mai avem situații în care Constituția Republicii Moldova este încălcată. Sturza spune că va îmbunătăți relațiile cu partenerii externi și că va moderniza armata națională, dar nu a precizat de unde va lua bani. L-am întrebat cum va colabora cu șeful statului, având în vedere că Dodon este comandantul suprem și că anterior a spus că nu-l va recunoaște ca ministrul apărării, însă acesta a evitat să ne răspundă. Domnule Sturza, cum o să colaborați cu domnul președinte Igor Dodon? Mulțumim. În schimb, Sturza se va bucura de susținerea Parlamentului și a Guvernului. Sunteți un ministru și conducător al Ministerului Apărării legitim și legal. Astăzi s-a pus capăt unei incertitudini care a durat prea mult în Republica Moldova. După ce Igor Dodon a respins de două ori candidatura lui Eugen Sturza la apărare pentru că nu are pregătire militară, acum câteva zile Curtea Constituțională a decis ca noul ministru să fie numit de președintele Parlamentului sau de premier. Magistrații au constatat că refuzul lui Igor Dodon este o încălcare gravă. Atunci, președinția a spus că totul este circ, iar astăzi Igor Dodon a reacționat pe Facebook. Precedentele pe care democrația au îndrăznit să le creeze vor deveni instrumentul din cauza că tot ei vor avea de pătimit. Vor fi loviți de bumerangul pe care l-au lansat. O reacție la investirea lui Sturza a avut și Vladimir Voronin. Aici s-au întâlnit trei coș care nu pot să așeze la masă normal. Mai multe probleme în Moldova nu sunt. Numai asta au rămas cu ministrul apărării, să ne clarificăm. Mare minister și mare apărare. De la reședința de stat, Sturza a mers direct la minister, unde a fost prezentat subalternilor. Eugen Sturza, fost consilier al lui Vlad Filat, este vicepreședinte al partidului condus de Iurie Leancă. Funcția de ministru al apărării a rămas vacantă în decembrie anul trecut, după ce Anatol Șalar a fost demis la inițiativa liberalilor. Un grup de profesori de la UTM a inaugurat o parcare pentru biciclete inexistentă, fapt ce a stârnit un val de critici din partea studenților. Niște studenți au publicat că o furnică mică ține bicicleta, așa se vede. Alții, cineva a spus că gratile astea sunt suportul pentru biciclete și așa mai departe. Destul de amuzant. Ulterior însă profesorii au spus că a fost o farsă. Ce au vrut să le demonstreze tinerilor, vă spunem imediat. Maratoanele sportive și evenimentele culturale organizate în centrul capitalei ar putea deveni în curând istorie. Primăria vrea ca în piața Maria Dunării Naționale să nu mai fie organizată nicio manifestație. Autoritățile spun că au venit cu asemenea propunere pentru că regia transport electric înregistrează pierderi, iar șoferii se plâng pe ambuteiaje. Totuși, proiectul urmează să fie votat de Consiliul Municipal. Cum avem fiecare weekend câte un eveniment. Drept urmare, a crescut numărul plângerilor de la pasagerii nemulțumiți de modificarea rutelor de transport public, spun autoritățile locale. S-au plâns de trafic infernal în weekend și șoferii. Pe de altă parte, regia Transport Electric spune că înregistrează pierderi de 10.000 de lei pe zi. Aceste pierderi s-au stabilit de acum cam așa ceva, de la 10 la 20%. Dar dacă noi acumulăm circa 500.000 de lei pe zi, înseamnă că asta e cifra undeva 40-50.000 de lei. Anume din acest motiv, funcționarea
funcționarii de la primărie vin cu propunerea ca toate manifestațiile cu un număr mare de spectatori să fie organizate la Mold Expo, în Parcul Dendrariu, Grădina Botanică, Complexul Cultural Vatra, pe strada pietonală Eugen Doga, dar nu în Piața Maria Dunări Naționale. Piața Maria Dunări Naționale, până la urmă, este un simbol național. Astfel că în centrul capitalei să fie organizate sărbătorile naționale, Ziua Vinului, Ziua Independenței sau Ziua Orașului. Oamenii au păreri împărțite. Transportul să meargă mai normal. Nu, eu считаю, что для некоторых это будет плохо, у кого нет автомобилей, и центральные автобусы, они же все в центре. Я считаю, что лучше в центре, естественно. Proiectul propus de primărie urmează să fie dezbătut public și ulterior votat în Consiliul Municipal. O femeie din capitală l-a acționat pe Igor Dodon în judecată. I-a cerut ca președintele să aducă probe științifice că limba pe care o vorbește el este moldovenească. Totodată, femeia a solicitat instanței să spună care este limba oficială vorbită în Republica Moldova. Magistrații de la Curtea de Apel însă au respins cererea, precizând că fiecare persoană poate să-și aleagă singură naționalitatea și limba vorbită. Solicitați de ProTV, reprezentanții președinției nu ne-au răspuns la telefon pentru comentarii. Părinții tinerei de 20 de ani care a lovit cu mașina 11 oameni săptămâna trecută la Harkov și-au cerut scuze de la rudele victimelor. Pe de altă parte, în prima sa declarație, tatăl fetei spunea că vinovat de accident se face celălalt șofer care a lovit Lexusul. Automobil Volkswagen a dat o mașină care se află în nașa tuci. Silnă udara. Mașina a trusă la lidină pericriuscă. Sunt primele declarații făcute de tatăl șoferiței care a lovit mortal 5 persoane și a rănit alte 6 pe o stradă din Harkov. Bărbatul, care este un om de afaceri, spune că vrea să ajute financiar familiile celor decedați. Șoferița a fost plasată în arest pentru 60 de zile. Avocatul acesteia va încerca să demonstreze că o parte din vină îi aparține șoferului mașinii Volkswagen cu care s-a ciocnit Lexusul condus de tânără. Accidentul s-a produs pe data de 18 octombrie. 11 oameni au fost loviți atunci, 5 au murit, iar 6 au fost răniți. Comuniștii își îndeamnă susținătorii să participe la referendum împotriva lui Dorin Chirtoacă. Vladimir Voronin a declarat astăzi că este pentru demiterea lui Chirtoacă din funcția de primar al capitalei, pentru că în acești ani nu ar fi făcut nimic bun în oraș. Deocamdată primarul suspendat nu a reacționat. Dar nu referendum, aici trebuie de fapt de luat mături de măturat toată primăria. Comuniștii spun că vor vota pe 19 noiembrie împotriva lui Dorin Chirtoacă. Vladimir Voronin îl acuză pe primarul suspendat că a distrus capitala. Avioanele americane nu au distrus răditare orașul acesta, Dresden din Germania, și au distrus el Chișinău. Și acum mai puneți întrebarea, fiecare loc liber în oraș se va să vinde și ceva să construiești. În campania electorală pentru referendum s-au înscris două partide, socialiștii care sunt inițiatorii plebiscitului și liberalii care își îndeamnă alegătorii să boicoteze referendumul. Anterior, PD, PLDM, PUN și PPDA au anunțat că nu vor participa la plebiscit. Între timp, comuniștii spun că se pregătesc să sărbătorească 100 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din octombrie. 27 octombrie, Partidul Comunist va desfășura la Chișinău conferința internațională în contextul viitoarei mișcări de stânga în Europa și în lume. Reprezentanții PCRM vor participa la manifestații jubilare care vor avea loc în Rusia. Revoluția din octombrie din 1917 i-a dus pe bolșevici la putere și a pus bazele constituirii Uniunii Sovietice. Cu panglică roșie și aplauze au inaugurat o parcare pentru biciclete inexistentă. Este isprava unor profesori de la Universitatea Tehnică din Moldova, care a stânit un val de critici și discuții aprinse între studenți pe internet. Ulterior, inițiatorii acțiunii au spus că, de fapt, au făcut o farsă pentru a determina tinerii să vină cu idei ingenioase pentru crearea unei parcări adevărate. Aceasta este parcarea pentru biciclete de la Facultatea de Urbanism și Arhitectură. În afară de un sticker pe perete, nimic nu mai indică acest fapt. Nici zare de rastel, ori vreun alt suport unde să fie lăsate bicicletele. Decanul facultății însă susține că, de fapt, totul este o farsă. Cei din administrația facultății au și publicat fotografii pe pagina de Facebook de la așa zisa inaugurare a parcării pentru biciclete, care, de fapt, nu există. În doar câteva ore, imaginile au ajuns în centrul atenției
discuției pe internet și au adunat sute de comentarii. Abia a doua zi s-a anunțat că aceasta a fost doar o glumă pusă la cale de profesori. S-au întors din Olanda câțiva studenți ai noștri. Au venit cu inițiativa către decanul facultății ca să fie construită o parcare pentru biciclete. În caz că parcarea nu o să fie construită până pe 20 octombrie, atunci ei îl vor posta pe domnul decan în costum de baie pe Facebook. Un montaj, bineînțeles. Administrația a așteptat ca să propui careva idei de parcare. Cum au prezentat studenții schițele, așa am prezentat parcarea lor. Autorii farsei mai spun că astfel au vrut să-i determine pe tineri să propună idei ingenioase pentru o parcare adevărată. Nu se știe dacă vor obține rezultatul scontat, însă astăzi acesta a fost principalul subiect de discuții la universitate. Credem pe cuvânt deja. Cu toate că noi ieri am crezut că nu a fost o farsă. Chiar am vrut să-mi iau bicicleta care nu o am și să o parchez. Chiar dacă e parcată, dacă o toată atenție așa de parcat. Mult timp să vorbim despre asta. Nu e sticker, e o foaie simplă A4 format, imprimată color. E cel mai jalnic aici. Studenții au propus proiecte, ele sunt deja făcute gata, dar s-a ajuns la așa o ironie. Nu este inițiativă din partea facultății. Unul dintre studenții care au propus o schiță de proiect pentru parcarea pentru biciclete este Vasile. Elemente de inox și acest element negru din cauciuc care se amortizeze bicicleta. O idee simplă și realizabilă. Putem noi să propunem niște idei năstrușnici. Nu știu dacă o să fie ele realizate. Cei din administrație spun că nu port pică pe studenții care au lăsat comentarii mai răutăcioase. Niște studenți au publicat că o furnică mică ține bicicleta și să vede. Alții cineva au spus că gratile astea sunt suportul pentru biciclete și așa mai departe. Destul de amuzant a fost, da. Concursul continuă, iar studenții sunt așteptați cu idei cât mai originale. Norocul îi ajută pe cei îndrăzneți, o demonstrează o mamă din Orhei care și-a așternut visul pe hârtie și a aplicat la programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Cu cei 10.000 de euro câștigați, femeia și-a deschis un centru educațional la Orhei. Zece de copii au pășit pragul instituției în ultimele zile. Vă spunem imediat ce planuri mai are femeia. Jurnalista postului de radio Ecoul Moscovei, înjunghiată în gât ieri când se afla la muncă, a fost operată. Medicii spun că starea ei este stabilă. Între timp, în presă au apărut imagini cu momentul în care atacatorul intră în clădire și stropește paznicul cu un spray. Suspectul se află în arest și va fi supus unei expertize psihiatrice. Din imaginile publicate de postul de radio Ecoul Moscovei se vede cum agresorul îmbrăcat în negru intră în clădire și se apropie de paznic. În mâna dreaptă are un rucsac, iar în stânga niște foi. A încercat să-i atragă atenția paznicului cu aceste hârtii, iar apoi l-a stropit cu un spray în față și a trecut sub turnichet. A urcat la etajul 14, unde se află redacția, și a atacat-o cu un cuțit pe jurnalistă. Femeia a fost rănită la gât, iar medicii au operat-o. Nașa hrană i-o scrutilă, zădergeală. Tania bula evacuirăvână scorii pomoși. Găvărat vrăci și ogroză de la jizni niet. În presă au apărut și imagini cu momentul reținerii suspectului în vârstă de 48 de ani. Poliția spune că el este de origine israeliană și îl cheamă Boris Griț. La interogatoriu, acesta le-a povestit oamenilor legii că a atacat-o pe femeie pentru că ea l-ar fi agresat sexual prin telepatie. Agresorul va fi supus unui test psihiatric. Pe acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. Ecoul Moscovei este un post de radio din Rusia critic la adresa Kremlinului. Un camion a ajuns în șanț după ce s-a lovit violent cu un Opel, care ulterior s-a ciocnit cu un Volkswagen. Accidentul a avut loc noaptea trecută pe șoseaua Balcani. Potrivit poliției, șoferul Opelului în vârstă de 63 de ani a intrat în intersecție fără să se asigure. Acum acesta riscă 6 puncte de penalizare și 1.500 de lei amendă. Copiii de la o grădiniță din capitală au îndurat frigul mai bine de o săptămână. Căldura a fost deconectată din cauza unor țevi sparte. Responsabilii de la Direcția Educației susțin că nu au știut nimic despre defecțiune. Instituția a primit agent termic în această după-amiază. La grădinița numărul 158, termometrul indică nu mai mult de 16 grade Celsius. Directoarea instituției spune că de vină ar fi țevile vechi care s-au spart din cauza presiunii. Miercuri a trecută s-a reparat. Din păcate, când am conectat din nou iarăși agentul termic, a apărut o altă situație variere în subsol. Chemarea am făcut-o prin cadrul direcției de sector. Vineri am așteptat, dar din cauza că suntem multe instituții în sector, în moment îi așteptăm. Pentru a se încălzi, educatoarele conectează reșourile electrice. Este
străduim ca copiii să-i integrăm în diverse activități cu caracter energizant, jocuri dinamice, acasă, fix aceeași situație. Plus la asta noi încă mult mai mult îi integrăm în activități. Cu siguranță că nu e aceeași temperatură. Wow! Din cauza că nu ține rețeaua electrică. Din cauza la asta, noi nu putem să conectăm multe reșouri în toată grădinița. Ce poate să întâmple dacă noi să le ținem permanent dimineața până seara în preză? La aproape o săptămână de când și-a anunțat intenția de a candida la funcția de președinte al Rusiei, Xenia Sapceac a declarat astăzi că peninsula Crimeei aparține Ucrainei. Afirmația a fost făcută la o conferință de presă. Я отвечу вот прямо и то, что я действительно думаю на эту тему, я не буду увиливать и уходить от этого вопроса. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Sapceac a continuat spunând că subiectul este foarte important și că îl va discuta activ în timpul campaniei electorale pentru prezidențiale. Ea a mai declarat că Ucraina este cel mai important partener al Rusiei, iar restabilirea relațiilor este o problemă esențială. Afirmațiile Xeniei Sapceac au trezit nemulțumiri în rândul oficialilor din Crimeea, dar și în Duma Rusă. Unii deputați au spus că în acest mod, cea care vrea să devină președinte și-a demonstrat lipsa de respect față de patrie. Crimeea a fost anexată de Rusia în 2014 în urma unui referendum considerat ilegal de Kiev și de Occident. Cu bani europeni, orice vis poate deveni realitate. S-a întâmplat și în cazul unei mămici din Orhei, care fiind în concediul de îngrijire al copilului, a decis să-și deschidă un centru educațional în localitatea sa. Deși a muncit mult și a pus suflet în afacere, femeia recunoaște că fără grantul de 10.000 de euro nu ar fi reușit mare lucru. La centru educațional era astăzi mare forfotă. Unii copii învățau engleza cântând. Picior, da? Alții desenau, iar picii care merg la școală în clasele primare își făceau temele pentru acasă. Aici am învățat cum să mă distrez făcând temele. Mi-a plăcut că putem să facem diferite jocuri. La școală nu vă jucați? Durează puțin pauză. Cu răbdare și multă muncă, Daniela a confecționat timp de câteva zile un buchet. Am făcut un buchet de trandafiri și am pus aici încă ceva. Din ce sunt confecționați trandafirii? Frunze, de afară. Mi-am luat din copaci. Cui ai dăruit un astfel de buchet? Nu știu. Ideea de a deschide un centru educațional i-a venit Adrianei Buciușcanu acum mai bine de un an, când era în concediu de îngrijire a copilului. Pedagog de profesie, i-a optat pentru un domeniu care îi era mai aproape. Fiind mămica a doi copii, am conștientizat că este necesară implicarea părinților mult mai mult decât se face instituțiile publice. Este vorba de club de limbi străine, mini-grădiniță, deci pentru copiii care fie încă nu au loc la grădiniță sau programul de la grădiniță nu corespunde cu programul de muncă al părinților. Visul ei a devenit realitate grație unui grant în valoare de 10.000 de euro obținuți în cadrul unui proiect european. Toți banii au fost investiți în mobilier, în echipament, în materiale didactice. Pentru o oră de studiu în centrul educațional, părinții scot din buzunar de la 35 până la 70 de lei. Este comod, am adus copilul și aluăm la ora care ni se spune. Familia mea, soțul meu, părinții mei sunt cei care fac activitate de voluntariat și încercăm să întreținem ceea ce este aici, pentru că în Republica Moldova nu există tradițiile de a investi în educație. Adriana Buciușcanu susține că cei mai mulți copii vin în weekend. Avem părinți care chiar și din localitățile rurale, atât timp cât fac cumpărăturile la piață, vin și își lasă copiii aici pentru activități. Femeia are planuri și mai mari. Își dorește să-și transforme centrul educațional într-o grădiniță privată, unde copiii s-ar afla pe parcursul întregii zile, nu doar pentru câteva ore. Multor părinți nu le convine să aducă copiii pentru 2-3 ore, ei și-ar dori un program prelungit și la moment suntem în căutarea de soluții pentru a putea extinde activitatea centrului, care la moment este de 2-3 ore maxim. În total, 70 de tineri de pe ambele maluri ale Nistrului au obținut granturi europene în valoare de până la 13.500 de euro prin intermediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. A sărit cu parașuta la 94 de ani, s-a învântat în această emisiune aproape imposibilă o pensionară din Statele Unite ale Americii.
ce emoții a avut, dar și cum a aterizat, vă spunem în câteva clipe. Polițiștii ucraineni au intervenit în forță în această dimineață într-o sală a unei judecătorii din Kiev pentru a elibera încăperea de mai mulți naționaliști baricadați acolo. Activiștii și-au petrecut noaptea în sala de judecată, iar astăzi au fost reținuți. Totul a început în timpul unei ședințe unde era audiat un membru al unei organizații naționaliste suspectat de omor. Судової зали. Бачите, що відбувається зараз? Почалася бійка. Operațiunea a fost transmisă în direct de mai multe posturi de televiziune ucrainene. Zeci de agenți înarmați au intrat cu forța în sala de judecată pentru a-i scoate pe naționaliștii baricadați acolo. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene, iar în urma altercațiilor, încăperea a fost devastată. Rând pe rând, activiștii au fost scoși din încăpere, în total fiind reținute 30 de persoane. Din greșeală, pe mâna polițiștilor a ajuns și un jurnalist, care ulterior a fost eliberat. Încă de aseară, oamenii au blocat cu mese și scaune intrarea în sală. Totul a început în timpul unei ședințe de judecată, la care urma să fie emis un mandat de arest pe numele liderului unei organizații naționaliste suspectate de omor. După ce judecătorul a anunțat o pauză, activiștii au blocat sala și au cerut ca bănuitul să fie eliberat. Rănit în urma altercațiilor din această dimineață a fost și suspectul, care a fost dus la spital. Apartamentul vicepremierului rus Dmitri Rogozin ar fi fost ținta unui atac. Persoane necunoscute ar fi deschis focul asupra locuinței din Moscova. Presa rusă scrie că incidentul a avut loc pe 14 octombrie, însă informația a fost făcută publică abia acum. Portalul Life.ru, care citează surse din poliție, scrie că s-ar fi tras dintr-o armă pneumatică, iar gloanțele au spart geamurile apartamentului. Nu se cunoaște dacă în acel moment cineva se afla în locuință, însă sursa notează că nu sunt victime. Poliția a deschis un dosar pentru huliganism. Dmitri Rogozin nu a comentat incidentul. Studenții specializați în IT de la Universitatea Tehnică învață după o metodă nouă, europeană. Mai exact, profesorii nu mai predau, ci doar supraveghează, iar orele de curs au loc în săli speciale. Cei drept deocamdată sunt doar 3 încăperi de acest fel. Învățarea în liniște și cu ochii țintiți în manuale va fi în curând o metodă demodată la Universitatea Tehnică. Mai nou, aici orele de curs se desfășoară altfel. Poți fac rating la cursuri sau poți fac rating și la trainer? Da. Și dacă vorbim tot de rating, includem aici și comentariile? Sau da, comentariile. Ok, great. Este o metodă nouă de studii numită Problem-Based Learning, în traducere din engleză învățare bazată pe probleme. În loc să memorizeze pagini întregi cu definiții și noțiuni despre IT, studenții încearcă să soluționeze o problemă cu care se confruntă societatea noastră. De exemplu, acești tineri. Facem o platformă care vă puțin toate cursurile, îți spunem în Chișinău, astfel tinerii vor putea găsi cursurile care interesează. Acum creăm toate cazurile posibile pe care le vor putea face utilizatorii noștri pe site. Potrivit acestei metode, profesorul ia rolul unui mentor care doar supraveghează întregul proces și intervine când este nevoie. Cum preconizați să testați fiecare scenariu? Fiindcă voi acum intuiți după gândurile voastre. O să încercăm să dăm un oarecare rating la training, o să încercăm să adăugăm comentarii. Este eficient, dar și vesel, spun tinerii. Pentru început, doar 2 grupuri de studenți de la UTM învață după noua metodă. Un proiect european, ceea ce înseamnă că o să avem și succes mult mai mare decât alții, reușim să ne autodepășim pe noi și reușim să ne autodepășim profesorii. Și asta este vizibil și asta ne motivează mai mult să lucrăm. Acele bucăți de material teoretic, nu se poate concret să le aplice. Singur să identifice o problemă asupra care se poate să lucreze. Aceea ce îi doare. Este o metodă preluată din Danemarca, după ce mai mulți profesori de la UTM au vizitat câteva universități de acolo. Rectorul instituției susține că astfel studenții învață nu doar teorie, dar și cum să aplice cunoștințele în viața de zi cu zi. Astăzi companiile private vorbesc despre lipsa o anumitor competențe pe care ei ar dori să le vadă în absolvenții universităților și acest lucru pune o presiune asupra universităților în a-și moderniza metodele de predare-învățare. Presupune un raport de 50
la 50 între ore și individual, sau lucru în grup sau lucru individual studențesc. Cheltuielile pentru amenajarea 3 săli speciale au fost suportate de Universitatea Tehnică din Moldova. Administrația susține că dacă experimentul se va dovedi eficient și studenții din alte facultăți vor învăța după noua metodă. Pentru prima dată după războiul rece, Statele Unite se pregătesc să-și pună în alertă permanentă bombardierele nucleare. Măsura a fost luată din cauza tensiunilor cu Coreea de Nord. Potrivit presei străine, forțele aeriene americane vor plasa avioanele militare care pot lansa bombe nucleare la o bază aeriană din Louisiana. Șeful statului major al forțelor aeriene a declarat că acesta este un pas pentru a se asigura că sunt pregătiți în cazul unui atac al inamicilor. Reacția Coreei de Nord a venit imediat, spunând că Donald Trump are febra războiului. În ultimele luni, liderul american și cel de la Pyongyang au făcut schimb de acuzații și amenințări dure, mai ales după ce nordcoreenii au efectuat teste nucleare. Și a sărbătorit cei 94 de ani la înălțime, o bătrână din Statele Unite a demonstrat că nu există o limită de vârstă pentru amatorii de senzații tari. De ziua ei de naștere a sărit cu parașuta de la 3000 de metri înălțime. Alături i-a fost un instructor. Bătrâna s-a gândit să-și facă un cadou neobișnuit de ziua ei și pentru că nu a sărit niciodată cu parașuta, a decis că acum e momentul, la 94 de ani. Everybody thinks I'm a little nuts anyway, so it doesn't matter. Nimic nu a oprit-o să-și îndeplinească visul. Hotărâtă, bătrâna, alături de un instructor, a urcat în avion, iar de la o înălțime de 3000 de metri a sărit. În timpul zborului, femeia a părut liniștită, iar când a ajuns pe pământ, a spus că a avut emoții mari. It was great. I loved it. And I'll do it again. Pentru că i-a plăcut, femeia spune că o va face și la anul când va împlini 95 de ani. În 2012, o bătrână de 104 ani din Cipru a intrat în cartea recordurilor după ce a sărit cu parașuta. Cristiano Ronaldo nu are concurenți în fotbal. Pentru al doilea an consecutiv, el a fost desemnat cel mai bun fotbalist din lume la gala FIFA The Best. Cristiano Ronaldo! Ce spune despre premiul obținut? Aflați imediat la sport. O paradă a zombilor a transformat capitala Mexicului într-un colț înfricoșător. Vopsiți pe față și costumați în schelete, participanții la eveniment au mășăluit pe străzi, trezind curiozitatea trecătorilor. Unii au apelat la specialiști pentru a se machia. Spre deosebire de anii precedenți, când participanții la paradă se machiau și se îmbrăcau în costume de zombi, la ediția din acest an, oamenii au optat pentru ținute mai puțin înfricoșătoare. Mulți s-au deghizat după propriul gust, dar au fost și dintre cei care au apelat la specialiști. În jur de 180 de oameni și-au oferit serviciile pentru aproximativ 6 dolari. Participanții la eveniment s-au distrat până seara târziu, toți au cântat și au dansat pe străzi. Un cuplu polonez a luat parte cu entuziasm la paradă. Very colorful. It's happy for the people, they are happy because in our country this day it's very sad, very, you know, everyone is crying, but in Mexico it's amazing for us. La paradă au participat și multe cupluri care au ținut să demonstreze că iubirea există și dincolo de moarte. Marșul zombilor este organizat în fiecare an în Mexic. Primul eveniment de acest gen a avut loc în Statele Unite. Calificare grea pentru Zimbru Chișinău. Galben-verzi merg în sferturile Cupei Moldovei după victoria în fața unei echipe din divizia B, scor 2-0. Tot astăzi, în etapa următoare, au acces Dacia, Milsami și Zarea. Deși a jucat pe teren propriu și a fost favorita clară a meciului, Zimbru nu a reușit să marcheze în prima repriză. Galben-verzii s-au întrecut în ratări. După pauză, scenariul de joc nu s-a schimbat. Steaua 57, o echipă din divizia B, a stat în apărare, iar Zimbrii au continuat să irosească ocazii de gol, până în minutul 80 însă. Brazilianul Douglas Ferreira a reușit să deschide scorul. În câteva momente, Victor Stână, jucător intrat în repriza secundă, a marcat și el, stabilind scorul final de 2-0.
Am întâlnit o echipă, să știți, o echipă organizată, o echipă care știe ce are de făcut în teren, care s-a apărat foarte bine. Dar știam că o să fie un meci greu, o să vină motivați, că na, Zimbru e o echipă mare și fiecare vrea să demonstreze împotriva noastră că se joace bine. Mi-a plăcut devotamentul echipei Steaua. Zimbru, normal că la un nivel înalt, pentru noi a fost un examen. Zimbru s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Moldovei. Într-un alt meci de astăzi, Milsami a învins formația Sfântul Gheorghe, la fel cu 2-0. În etapa următoare s-au mai calificat Zarea Bălți, Speranța Nisporeni și Dacia. Lovitura Scorpionului i-a dus premiul Pușcaș. Atacantul echipei Arsenal, Olivier Giroud, a smuls premiul pentru execuția uimitoare dintr-un meci de campionat. Francezul a marcat golul chiar în prima zi a anului. Golul marcat de Giroud a fost desemnat cel mai frumos în 2017, după ce a primit cele mai multe voturi de la fani pe site-ul FIFA. Atacantul echipei Arsenal a devansat o jucătoare din Venezuela și un portar al unui club african. Tunarii joacă următorul meci chiar astăzi în Cupa Ligii împotriva formației Norwich. Adversara Șerifului din Europa League, lider în campionatul Rusiei, Lokomotiv Moscova, a învins aseară formația Krasnodar și a urcat pe prima poziție în clasament. Feroviarii sunt la egalitate de puncte cu Zenit Sankt Petersburg. Lokomotiv Moscova s-a impus cu 2-0 în fața celor de la FC Krasnodar. După remiza de la Tiraspol de săptămâna trecută, Lokomotiv a arătat mai bine în teren, iar în minutul 25 Miranciuc a deschis scorul. În partea secundă, Krasnodar nu a avut niciun șut pe cadrul porții, iar Lokomotiv și-a dublat avantajul. Fernandes a executat perfect o lovitură liberă. Iar Lokomotiv urcă pe prima poziție în campionatul Rusiei, fiind la egalitate de puncte cu Zenit. Returul meciului dintre Lokomotiv și Șerif din Europa League se va disputa săptămâna viitoare. Cu 107 zile până la startul Olimpiadei de iarnă, flacăra olimpică a fost aprinsă. Ceremonia tradițională a avut loc astăzi pe muntele Olimp. The lighting of the Olympic flame commemorates the theft of fire from the king of Greek gods, Zeus. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, torța olimpică nu a fost aprinsă de la razele soarelui, ci de la o flacără de rezervă. Torța va fi în Grecia până pe 31 octombrie, pentru ca ulterior să ajungă în Coreea de Sud, țară care va găzdui Jocurile Olimpice de iarnă. Competiția va începe pe 9 februarie. Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai bun fotbalist din lume în 2017 la gala FIFA The Best. Starul lui Real Madrid i-a întrecut pe Messi și Neymar în acest an și a primit trofeul de la două legende ale fotbalului, Ronaldo și Maradona. Cristiano Ronaldo! To win for the second time straight it's amazing. It's a new award, so I'm really glad, you know, to win again this amazing award. I'm so pleased. Cristiano Ronaldo a fost numit jucătorul anului la gala FIFA organizată la Londra. Trofeul a fost acordat în baza voturilor antrenorilor și capitanilor echipelor naționale, a jurnaliștilor și fanilor. Portughezul a cucerit sezonul trecut Liga Campionilor, dar și titlul în campionatul Spaniei alături de Real Madrid. Palmaresul lui Ronaldo în 2017 este completat de Supercupa Europei și Supercupa Spaniei. Cel mai bun antrenor la gala FIFA a fost desemnat Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Este pentru prima oară când un fost câștigător al Balonului de Aur devine și cel mai bun antrenor al anului. Tot aseară a fost desemnată și cea mai bună echipă a anului. 5 jucători de la Real Madrid și 2 de la Barcelona fac parte din cel mai bun 11 din lume. Buffon, Alves, Bonucci și Neymar au completat echipa. World Team 2017, make some noise! Make some noise.
Gala premiilor FIFA în formatul The Best a fost organizată pentru al doilea an. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Las Fierbinți. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md. Eu vă doresc o seară frumoasă!